Revin și cu partea a doua a clipului. Acum tocmai intru pe autostradă și voi încerca să merg mai la consum, cum ne place nouă românilor, fără să mai folosesc cuvinte sau altceva. Vă las să vă bucurați de clip. Încă o chestie, în momentul în care vedeți acest EV aprins, LED-ul acela, este semnul că mașina folosește motorul electric. Deci, practic, acum mergem doar electric, fără să folosim combustibil. Da? Deci folosim doar bateria.
acum merge în full electric. În partea din dreapta jos avem un indicator care ne arată nivelul de baterie care îl avem. Dreapta jos de tot ne arată kilometri parcurs și ai mașinii. Momentan are 3.539 de kilometri, relativ nouă mașina. Oricum, ține sunt că în mod normal eu nu conduc așa, sincer, asta o fac doar așa de dragul videoului. De obicei merg cu viteză destul de mare. Probabil că o să-mi zică unii, băi, ți-ai luat mașină de 40.000 de euro și mergi cu ea la consum să-ți consume 4%. Nu merg. Nu, asta e ideea. Ideea clipului e să vă arăt vouă cât de bine, din punctul meu de vedere, consumă mașinuța asta. Atenție, pentru un SUV 4x4, motor de 1.6 turbo, benzină. Ca să fie clar. Și chiar aș vrea să fac și un video, sper să intru în posesia unui GoPro în curând. Chiar aș vrea să fac un video point of view. Ca și cum voi vedeți prin ochii mei ce se întâmplă. Ca și cum ați conduce voi. Cam asta e ideea. Pentru că merg încet și din spate vin mașini cu viteză, o să fac ce e normal și de bun simț, și anume o să le las să treacă. Poate oamenii chiar au ceva de făcut, nu ca mine, să facă video pentru YouTube. O să-i lăsăm să treacă, după care ne băgăm și noi în depășire, devansare. Nu vreau să încurc traficul absolut deloc. Doamna de la Cluj, ar fi bine să vă uitați la drum și nu în telefon. Așa ar fi de bun simț. Banda întâi, dar iese un tir pe care aș vrea să-l las să intre și el pe prima bandă, să nu mă bag să-i taie elanul, și o să mă bag acum. Foarte bine să te uiți un pic și de jur, împrejurul tău când ești la volan și să anticipezi cumva traficul. Asta te va scuti și de accidente pe viitor, dar trebuie să-i respectăm și pe ceilalți participanți la trafic, că nu suntem doar noi pe șosea.
s-ar reduce consumul dacă ar merge doar electric? Și la ce, la ce viteză intră electricul? Ah, uite, a 97. Așa, făcând o paranteză, prima oară când am auzit de mașini electrice, am fost foarte încântat. Dom'le, trecem la mașini electrice, nu o să mai auzim motorul mașinii, cum îmi place mie, nu o să mai simți miros de benzină. Nu? Dar, sincer, după ce am parcurs câteva drumuri deja cu tuxonelul și mi-a plăcut foarte tare modul electric, cel puțin în oraș, dacă mergi la viteză mică, modul electric, efectiv, simți că plutești. Chiar și pe autostradă, la viteza asta, simți că plutești. Și mi-a schimbat cumva percepția despre mașinile electrice. Și cred că mi-ar plăcea o electrică. Chiar mi-ar plăcea. Cine știe, poate pe viitor o Tesla? Visez. Fapt divers, m-am băgat în depășire pentru că nu e nicio mașină în spate. Altfel chiar aș călca-o. N-aș sta să încurc traficul după când ce-am. Uite, acum o să o calc un pic pentru că se apropie o mașină și nu vreau să încurc efectiv. Chiar nu vreau să încurc traficul. Volkswagen care merge tot ca mine la consum, doar că un pic mai tare.
bebeși care strângă de sus, să se audă pe filmare foarte tare. Oricum, ne apropiem de București, cam asta e consumul. Se poate și mai jos de atât, dar că trebuie să fii, să ai foarte multă răbdare, ceea ce mie îmi lipsește. Așa că sunt curios ce părere aveți și voi de consum, ținând cont că e o mașină de 1600-1700 de kilograme, că este 4x4 și că este 1.6 benzină turbo, că și asta e foarte important. Să nu comparăm cu un 1.5 diesel sau 1.6 sau 2 litri diesel sau mai știu ce. Ok. Cam atât pentru video ăsta. O să vă rog să lăsați în comentarii ce părere aveți și voi. Cam atât.